Ori adormi greu, ori te trezești în timpul nopții și nu mai poți să adormi, ori ai un somn agitat, neodihnitor și te trezești dimineața obosit. Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să vorbesc despre tulburările de somn. În cazul în care suferi de așa ceva, știi ce neplăcut este. Ori adormi greu, ori te trezești în timpul nopții și nu mai poți să adormi, ori ai un somn agitat, neodihnitor și te trezești dimineața obosit. Cauzele sunt multiple. Un rol foarte important îl are stresul. Stresul este un mecanism de adaptare a organismului la situații extreme și permite acestuia organismului să-și mobilizeze resursele pentru a depăși aceste situații. Deci este un proces benefic. Însă, atenție, este benefic doar pe termen scurt. În situația în care stresul continuă, pe termen mediu și lung, el devine nociv, iar una dintre consecințele lui este reprezentată de tulburările de somn. Ce putem face în această situație? Ideal ar fi să eliminăm cauza stresului. Însă, de cele mai multe ori, aceste cauze nu sunt sub controlul nostru. De exemplu, e război la granițe, criză economică, se aude de tot felul de catastrofe naturale. Toate acestea constituie un fundal pe care, chiar dacă nu-l percepe ca atare, organismul îl resimte și este într-o stare continuă de stres cronic. Te uiți la știri, te uiți la talk show-uri. Pe lângă faptul că prezintă numai știri negative, le mai și amplifică, le mai și exagerează. Și dacă stai toată ziua la televizor sau oricum stai câteva ore la televizor, te uiți numai la știri gen știri de la ora 5, în mod sigur, chiar dacă nu-ți dai seama, suferi de stres. Și una din manifestările stresului este o tulburare de somn. Te miri că nu dormi bine, te miri că te trezești dimineața obosit. Repet, în situația ideală trebuie să îndepărtăm cauza. Dar cum aceasta nu este posibilă în marea majoritate a cazurilor, trebuie să luăm anumite măsuri care să diminueze stresul. Prima recomandare pe care o fac este evitarea știrilor, evitarea programelor de televiziune care prezintă știri, care prezintă situații dramatice, tragedii. Nu poți să influențezi cu nimic aceste situații. Nu spun să nu fii informat, dar nu să petreci ore întregi la televizor urmărind asemenea programe, pentru că, repet, îți induc o stare de stres pe care, chiar dacă nu o conștientizezi, organismul o resimte. Suprarenalele secretă mai mult cortizol, de aici intervine această stare de agitație, de anxietate, tulburări de somn. Și în felul acesta, fără să-ți dai seama, intri într-un cerc vicios în care tulburările de somn accentuează stresul, iar stresul accentuându-se agravează tulburările de somn. Ce poți să faci? Plimbă-te. Plimbarea are un efect sedativ foarte bun. Uită-te la televizor, dar la filme. La filme relaxante. Ascultă o muzică relaxantă. Citește ceva plăcut. Sunt multe activități pe care le poți face. Dacă ai un petec de pământ, muncește în grădină, activitatea fizică este foarte importantă. Fă goblen! Soția mea, la un moment dat, era foarte stresată și a spus o colegă psihiatru, apucă-te de goblen. Și, într-adevăr, atunci când lucrează pe goblen, uită de orice altceva, se relaxează extraordinar. Însă, sunt situații când aceste măsuri, nici ele nu sunt suficiente și atunci trebuie să apelezi la anumite produse. Poți să iei medicamente sau poți să iei suplimente. Pentru medicamente însă este necesar consultul medical, este necesar o prescripție de la medic și de foarte multe ori nu dau somn odihnitor și mai au și efecte adverse, printre care unul foarte important este dependența. Nu mai poți să dormi fără a apela la asemenea produse. Există însă și posibilitatea să apelezi la un supliment alimentar. Și asta vreau să-ți prezint astăzi. Este vorba despre Doppelherz activ, ulei de cannabis 750, plus mac californian, plus ashwagandha. Acest produs este de la Quaiser, care este un binecunoscut producător de suplimente de înaltă calitate. Pe lângă uleiul din semințe de cânepă, capsulele mai conțin, cum am spus, mac californian, ashwagandha și în plus vitamina B1, vitamina B5, ingrediente care contribuie la reducerea nivelului de stres, la calmare, la liniștire și implicit la inducerea unui somn de calitate. Uleiul de cannabis din acest produs, îl mai arăt o dată, este un ulei organic.
este obținut prin presarea la rece a semințelor de cânepă. Deci nu este denaturat termic sau prin adausul, prin prelucrarea cu anumite substanțe chimice. După cum am spus, Doppelherz activ, ulei de cannabis 750, mai are în compoziție vitamina B5, care contribuie la sinteza și metabolismul normal al hormonilor steroizi, al vitaminei D și al unor neurotransmițători și în felul acesta ce face? Contribuie la performanța mentală și la metabolismul energetic normal. Mai are vitamina B1, care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și de asemenea la un metabolism energetic normal. Macul californian ajută la instalarea somnului și îmbunătățește calitatea acestuia. Nu mai te trezești în timpul nopții, sau chiar dacă te trezești, adormi la loc. În plus, are și un efect anxiolitic, un efect sedativ. Ashwagandha este o plantă folosită de mii de ani în medicina tradițională indiană ayurvedică pentru calmarea durerilor, pentru calmarea inflamației, pentru a trata insomnia și pentru a stimula nutriția, alături de alte afecțiuni. Ashwagandha îmbunătățește calitatea somnului, scade anxietatea, reduce stresul și creșterea în greutate care este asociată cu stresul. Cortizolul duce la creșterea glicemiei, insulină rezistență și se intră în acest mecanism în care se crește în greutate. În plus, ashwagandha are și proprietăți anti-îmbătrânire. Ea este considerată cel mai bun adaptogen, adică acel produs care ajută organismul să se adapteze la stres, să răspundă mai bine la stres. Trebuie știut că produsul nu este potrivit pentru copii, adolescenți, femei gravide și femei care alăptează. Doza este de o capsulă pe zi, în cutie se găsesc 30 de capsule, deci este doza pe o lună și atenție, doza aceasta nu trebuie să fie depășită. Se găsește în farmacii și de asemenea las un link în primul comentariu de unde poți să-l comanzi online. Deci, ca o concluzie, în cazul în care suferi de tulburări ale somnului, recomandarea mea este apelează la Doppelherz activ, ulei de cannabis 750 și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!